Fie ca Dumnezeu, în dimineața aceasta, să ne dea lumina asta, pentru că avem nevoie măriță din lumina de Domnului. Parcă de multe ori ne asemănăm cu acele oi care sunt risipite pe câmp în căutarea hranei și pe care deseori nu o găsesc. Dorința mea în dimineața aceasta este ca Dumnezeu să ne dea o hrană îmbelșugată. Dorința mea este ca în dimineața aceasta să fie o unealtă în mâna lui Dumnezeu de care El să se folosească. Dorința mea este să fiu la îndemâna Duhului Sfânt, ca Duhul Sfânt să vă dea învățătură și să vă vorbească. Amin. Deci pentru aceasta trebuie rugăciune. Lăudați fie numele Domnului. Îmi place atât de mult dialogul pe care l-a avut Domnul Iisus cu acea femeie. Desigur, acea femeie vine cu dorința ei înaintea Domnului și în prima fază se pare că Domnul caută să o respingă și îi spune: nu este bine ca să iei pâinea de la masa copiilor și să o arunce la căței. Dar atât de mult îmi place cum această femeie îl îndubecă pe Domnul Iisus și spune: da, Doamne, dar și căței se satură cu fărâmițurile care cad de la masa stăpânilor. Măriți să fie Domnul. Desigur, noi nu suntem căței. Suntem copiii Domnului. Pentru că Scriptura spune în Evanghelia după Ioan că a venit la ei săi. Și ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai săi. Născuți nu din carne și din sânge, nici din voia fiului vreunui om, ci din Dumnezeu, lăudați să fie numele Domnului. Poate așteptările dumneavoastră sunt mari, dar haideți în dimineața aceasta să ne săturăm și cu fărâmiturile care cad de la masa stăpânului nostru, de la Dumnezeu. Amin? Amin. Ca subtitlu, textul din dimineața aceasta are un plan mai bun. Și aș vrea să încep cu partea întâi. Templul superior al noului legământ. În versetul 11, dacă vom primi, imaginea se schimbă și autorul explică de ce noul legământ este superior vechiului legământ și de ce preoția lui Hristos este superioară celei lui Aron. Aș dori să citesc versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini. Adică nu este din zidirea aceasta. Măriți să fie numele Domnului. El este un templu ceresc. Punctul A. Hristos este mare preot al bunurilor viitoare care au venit. Templul său ceresc este mai mare și mai desăvârșit, pentru că nu este făcut de mâini omenești. Lăudați să fie numele Domnului. Cuvântul zidire, din ultima parte a versetului 11, nu este din zidirea aceasta, ar trebui citit creație. Nu aparține acestei creații, ci aparține noi creații, lăudați să fie numele Domnului. Cortul pământesc aparținea vechiului legământ. Vechii creații. Cortul pământesc aparținea vechiului legământ, vechii creații. Însă templul lui Hristos aparține noului legământ, noi creații. Haideți să citim versetul 24 din acest text. Căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului! Apoi punctul B este eficient în schimbarea vieții. Ce contrast! În timpul vieții lui marele preot,
a intrat în Sfânta Sfintelor cu sângele unei altei făpturi. Dar Hristos a intrat cu însuși sângele sau în prezența lui Dumnezeu odată pentru totdeauna. Măriți să fie numele Domnului și mulțumim pentru lucrul acesta. Vedem lucrurile acestea în versetul 13. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest preț de sânge scump, prin care s-a făcut iertarea păcatelor noastre și primirea noastră și împăcarea noastră cu Dumnezeu. Jertfele Vechiului Testament nu au adus curățarea trupului, însă niciodată nu au atins inima și conștiința. Și haideți să citim versetul 13 ca să înțelegem lucrul acesta. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unui vaș stropite peste cei mâniați îi sfințește și le aduce curățarea trupului, versetul 14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Lăudat fie numele Domnului. Îi mulțumim Domnului pentru acest preț de sânge. Dar sângele lui Hristos a fost vărsat odată pentru totdeauna, curăță cugetul și dă celui credincios o poziție desăvârșită și neschimbătoare înaintea lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Toate ceremoniile iudaice erau doar niște fapte moarte în comparație cu relația vie cu Dumnezeu din noul legământ. În versetul 15 la 23, și nu le citesc că sunt prea multe, dar dacă aveți timp, le citiți acasă și veți observa acolo că aceste versete folosesc imaginea unui testament. O persoană face un testament și hotărăște cum să-i fie împărțită averea. Însă testamentul nu are nicio putere până când această persoană nu moare. Hristos avea de dat bisericii o moștenire veșnică și această moștenire este scrisă în noul legământ, care este ultima dorință și testamentul lui Hristos. Dar se întâmplă ceva, pentru ca testamentul să aibă putere, el trebuia să moară. Și știm lucrul acesta din Sfintele Scripturi, care ne spun că Hristos a murit după Scripturi și a înviat după Scripturi. Lăudat fie numele Domnului. Însă lucrul uimitor este acesta. Hristos a murit pentru ca testamentul să aibă putere și apoi s-a întors dintre cei morți ca să-și administreze proprietatea personală. Haideți să ne aducem aminte că chiar și primul legământ făcut în timpul lui Moise a fost pecetuit cu sânge. Și putem citi lucrul acesta în Exod 24, cu versetul 6 la 8. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în stratin, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul acestor cuvinte. Când templul pământesc a fost ridicat, a fost și el consacrat cu sânge. Însă acest sânge al animalelor putea să aducă doar o curăție ceremonială,
și nu una interioară. Versetul 23 sugerează că moartea lui Iisus Hristos a curățat chiar și lucrurile cerești. Aceste lucruri cerești pot fi oamenii lui Dumnezeu din ceruri. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea. Lăudat să fie numele Domnului. Punctul C. Este o împlinire, nu o umbră. Versetul 24. Căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Preoții după rânduiala lui Aron au slujit într-un cort temporar, pentru că el arăta înspre Hristos care avea să vină. Hristos nu slujește într-un cort făcut de om ca să fie plin de imitații pământești. El slujește într-un sanctuar ceresc care este împlinirea acestor practici din Vechiul Testament. Știm cu toții că marele preot a stropit cu sânge capacul ispășirii pentru oameni. Însă Hristos ne reprezintă chiar în prezența lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Ce tragedie este când oamenii se agață de ritualuri religioase care sunt pe placul simțurilor și nu se bazează prin credința pe slujirea cerească a lui Hristos. El se bazează pe o jertfă desăvârșită. Versetul 25 la 28. Superioritatea jertfei lui Hristos este subiectul capitolului 10, dar îl întâlnim și în capitolul 9. Lucrarea preotului nu era niciodată terminată, deoarece jertfele pe care le aducea nu erau desăvârșite. Dar Hristos, la sfârșitul viacurilor, s-a arătat ca să șteargă păcatul, nu doar ca să-l acopere. Haideți să citim versetul 26. Pe când acum, partea a doua versetului, la sfârșitul viacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Lăudat să fie numele Domnului, că prin această jertfa sa ne-au fost șterse păcatele noastre odată pentru totdeauna. Lăudat să fie numele Domnului. Ce lucru minunat! Pârdeaua s-a rupt și drumul care duce în prezența lui Dumnezeu s-a deschis. Lăudat să fie Domnul! Hristos se înfățișează în cerul pentru noi și astfel putem veni în prezența lui Dumnezeu. Evreul din Vechiul Testament nu a avut acces în prezența lui Dumnezeu. El nu a fi îndrăznit niciodată să intre în Sfânta Sfintelor. Însă datorită lucrării încheiate la cruce, prin acest cuvânt că l-a rostit Domnul Iisus Hristos înainte de a-și da Duhul, s-a sfârșit. Avem o cale liberă la Dumnezeu prin El. Lăudați să fie numele Domnului! Verbul s-a arătat este folosit de trei ori în capitolul 24 la 28. Și haide să vedem cele trei arătări ale lui Hristos. Vedem arătarea lui Hristos din trecut, care a șters păcatul lumii. Versetul 26. S-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Apoi, cea de-a doua arătare a sa de acum pentru noi în cerul. Versetul 24. Ce a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi
înaintea lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și cea de-a treia arătare, și arătarea sa viitoare, ca să ne ducă cu slavă. Versetul 28. Tot așa Hristos, după ce a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Lăudat fie numele Domnului. Când marele preot intra în cort în ziua ispășirii, oamenii așteptau nerăbdători afară, până când el se arăta. Dacă Dumnezeu nu primea sângele care era adus de marele preot, Dumnezeu putea să îl omoare pe marele preot. Însă ce bucurie era atunci când marele preot se arăta? Mulțimea se bucura. Ce bucurie era atunci? Preotul se va arăta, marele nostru preot Iisus se va arăta ca să ne aducă în Sfânta Sfintelor, cea veșnică, ca să trăim împreună cu El pentru totdeauna. Domnul să ne ajute la lucrul acesta și Duhul și Mireasa zic, vino Doamne Iisuse, și cei ce iubesc venirea Domnului să spună, vino Doamne Iisuse. Amin.